Bună dimineața, prieteni! Am făcut niște țăprijoare din așa pentru foc. A prins focul și uita și a nins la noi. E foarte frig. Nu mă așteptam că ninge. Uitați, trebuie să mă duc în curtea. Dau zăpada. Oliu, ce frigie. Prieteni, este foarte, foarte frig. O să fac și un foc în centrală. Să am căldură la bucătărie. Să văd cum pun telefonul. Să vede bine, să vede. Mă împăcai mai gros, prieteni, că la noi e frig aici. Să nu râdeți de mine. Că sunt îmbrăcată gros. Vreau să mă spun și eu pe cap de dimineață, dar mă gândit să fac treabă. Prima dată și la urmă intru să mă spun pe cap. Vreau să scot și eu bradul afară, din casă. Ieri am fost cu Ion plecată cu Lomia, cu Selică, că ați văzut, cred că, vlogul meu de ieri și am fost foarte supărată, prieteni, pentru că ei și-au făcut pozele pentru rezidență, nu știu cum se numește aia, pentru angajare. A ieșit bine cu ei, dar eu nu, pentru că m-au luat niște emoții și n-am ieșit bine în poză, prieteni. Și mi-a dat blocare la pașaport. Ce să mai fac? Asta e. Nu știu dacă pot să mai fac ceva, că fără aia nu pot să mă duc în Anglia. Prieteni, dacă nu fac aia, nu pot să mă duc. N-am voie. Nici eu multe așa bine, că eu știu, bărbatul meu. Eu nu prea le-am cu ăștia. Și nu știu ce să fac, prieteni, acum. Am fost foarte supărată ieri. S-a mai supărat și eu pe mine. Că am fost departe să facem actele alea și că încolo, ce crezi? Pe mine m-a apucat să râsul, m-a apucat să tremuriciu. Că așa sunt eu, na, ce să fac? Unde, Doamne, pus să iau alea de... A prins focul cu ele, că nu mai știu. S-a supărat eu pe mine acolo. Ce să mai fac? Normal trebuia să mă duc astăzi înapoi acolo unde am fost, să fac din nou, să văd dacă se mai face ceva. Dacă nu, rămân acasă cu dumneavoastră. Ce să fac? Asta e. Ce să mor? Dacă nu pot. Nu pot să stau. Mi-e frică, mă ia cu emoții, mă ia cu toate. Doamne, Doamne. Și de-aia, prieteni, am fost foarte, foarte supărată ieri. Și am zis tot să filmez și pentru dumneavoastră ceva. Să vă arăt că nu sunt acasă. Ne pregătim și noi cu plecarea asta noastră. Prieteni, îmi cer scuze de la dumneavoastră că filmez din toate părțile. Dar nu am și o trepie din ăla. Și trebuie să fac focul la bucătărie. Să dau zăpada din curte. Uitați. Vedeți, prieteni? Să dau zăpada din curte.
mă îmbrăcai un pic așa de iarnă, că mi-e frig. Eu sunt mai friguroasă de fel. Așa. Nu e bicicletă, nu știu deloc. Te ocupă și tot nu-s bunii. Așa am pățit și data trecută, prieten, când am fost cu Ion în Anglia. Tot așa, m-am mișcat în poză când era să pun pașaportul cu fața în jos, să se deschidă porțile alea. M-am mișcat în poză, mă luasem tremurat, rămăsasem fără aer și când colo mi-a pus aia ștampila, m-a luat la întrebări. Dar eu, un prieten, nu mă crede și el deloc, că nu pot, mă ia așa o panică, mă ia o frică. Nu pot, eu recunosc, spun adevărul care e. Nu mint. Mie mi-ar înconveni să mai mă duc o dată sau să cheltui bani. Că am fost acolo, am plătit și am cheltuit banii deja. Dar ce să mai fac? Ce să mai fac? Asta e. Am pierdut eu mai mult în viață. Dar minte acum banii ăia tot am cheltuit. Dă-i încolo de bani. Să mor eu pentru niște bani acum. Deci... Dă-i treacu de bani. Și de-aia, prieteni, am vrut să vă spun că am fost supărată și tot râdeam, tot glumeam. Că așa sunt eu obișnuită, așa sunt eu învățată. Asta-i. Capul sus și mergem înainte. Ce o fi, o fi, vedem. Că las așa să se prindă focul. Ce mai alunecă picioarele pe zăpada asta. Copiii la școală. Eu la Severin, prieteni, s-a dus. M-a chemat cu el, dar nu am vrut să mă duc. Nu știu cum să pun, Doamne, telefonul ăsta. Nu m-am dus că am treabă. Potobesc și eu bradul, să fac de mâncare. Nu știu ce să mai gătesc un pic. Ieri ne-am făcut un pui la cuptor, dar a rămas măriuc acasă și eu doar îl l-am pregătit pentru cuptor. De-au mâncat. Am mâncat și noi aseară când am venit. Dar ce să mai mâncăm? Mâncarăm așa, na, un pic. Dar cum eram noi supărați. Prieteni, aseară taică mi-a plecat. Azi dimineață. S-a dus Ion de le-a dus la aeroport în Craiova. Eu nu m-am dus că nu m-am simțit bine. La 3 sau 4 dimineața, numai și eu, când au avut. S-a dus Ion împreună cu fratele lui tata. A plecat taică meu, maică mea, frate meu, cu nevastă sa, cu copii, bunicul meu. Au plecat toți de acasă.
fac și o cafea. A trecut și vama cu bine. Că a sunat taică-meu de dimineață la Ion și a spus că a trecut, că a reușit. Mulțumim lui Dumnezeu că a fost alături de taică-meu, de părinții mei. Când a fost frică puțin de copii, că prima dată când s-au dus și ei cu copiii, tata a mai fost în Anglia, mama, fratele meu, dar bunicul meu și cu cumnata mea și copii, e prima dată. Vă dați seama, e... și-o sperie și ei. Mă îmbrăcai gros, prieten, să-mi iau cafea. Nu știu ce să fac, prieteni. Cu plecarea asta sunt foarte, foarte obosită, foarte stresată. Socrul meu, prieten, nu vrea să ne lasă, să plecăm. Uite, numai așa încurcături din astea. Că ei cu cine rămân acasă. Socrul meu și cu soacră mea nu prea sunt ei obișnuiți să plecăm noi dincolo în Anglia. Ei sunt obișnuiți să stăm acasă, mergem pe aici pe la noi prin țară, dar nu în afara țării. Nu știu ce să mai spun. Nu știu ce să fac cu lămâia. Ca aia să simte rău de la mașină și noi când o să luăm biletele, avionul o să luăm de la Cluj, prieteni. Dar am văzut comentarii de la dumneavoastră și vă mulțumim mult că sunt pastile ca să nu îi mai vină rău. Și o să mă duc să-i cumpăr eu cu Stelica împreună pastilele alea ca să nu mai vomită și ea. La intrare în filia și a fost foarte rău, la întoarcere, a vomitat. Așa că, prieteni, îmi cer scuze de la dumneavoastră. Dacă mai greșesc, dacă mai vorbesc și eu așa, că na, nu prea le am eu cu YouTube, cu ăștia. Și vă mulțumesc mult că sunteți alături de mine. Și că mă încurajați în continuare. Și vă rog frumos să vă abonați în continuare la canalul meu de YouTube. Bineînțeles, dacă vreți și aveți plăcere. Revenim mai târziu, prieteni. Gata. Bună seara, prieteni. Am început și noi, cum v-am spus astăzi, că revin. Și m-am apucat eu cu Măriuța să despotobim praf. Despotobim. Despotobim. Zăi bine? Nu. Nu, ai zis despotobim. Te hal tot odată. Așa că, prieteni, fata asta râde de mine, că nu pot să zic eu bine, despodobim. Uite așa. Despodobim. Le râzi de mine, Marie. Nu mă râzi. Mama ta, te-a învățat pe tine, mama ta, să vorbești. Uite ce-a avut Măriuca și cu Fănică, fetiță în brad. Și băiatul unde e? Unde l-am pus? Pe unde l-am pus? Uite! Uite, băiatul! Asta mâncă dacă nu am să-i dea vechi. Ea mă trecută.
Le punem în cutiile lor. Prieteni, vreau să vă spun că toată lumea îmi spune că de ce nu le trimit și lor fuse, că am promis și că nu trimit. Eu nu mai am timp pentru că mă pregătesc și eu să fac și eu ce am de făcut acasă. Să-mi pregătesc și eu bagajul. Pe data de 18 avem plecare. Nu mai am timp să mă duc la Severin, la curier, să umblu, să fac, să trimit colete pentru doamne. Îmi cer scuze. Coletul care l-am trimis joi sau vineri, săptămâna trecută, a ajuns la doamna care a fost din Prahova, parcă. Nu mai știu. Și doamna mi-a trimis și mie un videoclip cum l-a primis. Atât că n-a vrut doamna să-și arată fața. Doar mi-a trimis un video de 3-4 minute că pe cum l-a primit. Îmi cer scuze de la toată lumea. Am spus că vă trimit. Dar cu plecarea asta, nu știu, sunt dată peste cap. Pentru că mai avem și noi probleme. Trebuie să umblăm, să facem actele alea ce ne trebuie acolo. Cei care au mai fost dincolo știe ce acte trebuie și cum e. Așa că și noi. Eu de azi dimineață umbră și înainte și înapoi să facă actele alea, că trebuie multe, prieteni. Vă rog eu frumos să nu vă supărați pe noi. Că nu am timp. Uite, trebuie să fac toate. Trebuie să mă duc în afumătoare, să iau carnea de acolo, rânzele, să le urc sus în pod. În afumătoare, că am o afumătoare sus în casă, în pod. Am multe, multe de făcut. Și nu am timp, prieteni. Dacă eu plec de acasă, cine mi le face? Dacă vin de acolo din Anglia, mă țin de promisiune, trimit în continuare, eu nu dau înapoi. Că dacă nu vroiam să trimit, nu mai spuneam pe YouTube. Am văzut comentarii de la toate doamnele, eu au început să mă sună pe TikTok. Că are 2 surori, că are 7 surori, că are 3 surori. Nu pot! Hai că trimit și eu o fustă, dar nu 7. Una, maxim 2. Am trimis 2. Vă trimit cu cea mai mare plăcere. Dar nu pot. Acum că am treabă. Trebuie să mă înțelegeți. Fănică e fericit. Că i-a venit monitorul de la calculator, prieteni. De ce s-a uscat așa, brad, uite, scutul un pic, gata, că de tot de pe el. Murie? Da. Eu nu mai știu cum vin așa, potițele așa. Nu mai sunt ale... Le aruncară, nu? Da. Că le punem într-o cutiuță din aia. Știi? Of, doamne, doamne. Știi ce vreau să le spun pe ceva?
Nu mai sunt curcă. Ia dimineața fac treabă, prieten, să termin, să termin, să mă spăl și eu pe cap și nu mai ajung. Nu mai ajung. Numai treaba avem. Mulțumesc la toți prietenii mei care m-au susținut aseară pe TikTok. Vă mulțumesc mult, de suflet. Am jucat și eu aseară pentru prima dată TikTok. Live, cum se zice? Live. Cu provocări. Mai vorbesc cu Maria pe țigănie și mă întreabă în ce să pună. Și am zis să ia din... să iau plasă de acolo, din sertar. Ion e foarte supărat pe mine. Iaptele de ieri, nu știu ce să mai fac. Poate nu mai mă duc deloc, dacă mai mă supără. Spatele ăsta nu mă lasă deloc, deloc, deloc. Mai mă duc la muncă. Uitați, prieteni, ce păun are Maria. E frumos? Acest păun? E frumos, peni. Beau și o gură de suc. Bei și tu, Maria? Nu. E suc, prieteni, să nu spuneți că beau vin. Cum ajungem noi acolo sus, în vârf? Mai punem jos. Pe o parte, așa. Stai acolo, stai acolo, stai bine. Stai acolo, că stai bine. Să mai scoat.
haos. Ajungi? Da. A, uite, zice, mi-a dus aminte de șocua și vreau să întreb și eu prietenii mei. Că multă lume spune, acum cer o părere de la dumneavoastră, că multă lume spune că nu e bine să mai ții șorcoa în casă și trebuie ori să-i dai foc, ori să o arunci. Eu n-am făcut niciodată, prietenii, așa ceva. Eu am lăsat acolo în casă. Nu știu ce zice, ce obiceiuri. La dumneavoastră, dacă este tot așa, îmi spune și mie ce să fac cu ea. E bine să o mai ții în casă sau e bine să o arunci? Nu știu ce tradiții. Veni soacră mea astăzi și îmi spusă. Vezi ce faci cu șorcoa, să o arunci, că auzi și eu că nu e bine să o mai ții în casă. Dar eu de ce? Că n-am făcut niciodată așa, de când sunt eu măritată la Ion de 20 ceva de ani, 25-26 de ani. Și nu am auzit niciodată. Eu știu de la părinții mei să o punem sus în casă. La etaj. Dar nu știu. Spune și mie, îmi lăsați comentariu, vă rog frumos. Ce să fac cu această șorcoa? Dacă e bine să o țin sau dacă nu? Mulțumesc mult, prieteni, pentru că v-ați abonat la canalul meu de YouTube, Mărcuța de la Strehaia. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentariu și vă rog frumos să vă abonați în continuare la canalul meu, la Mărcuța de la Strehaia. Să nu mă lăsați. Vă spun să aveți o noapte frumoasă. Sau dimineața. Depinde cum se uită. Cum? Păi nu, eu spun că la noi e noapte acum, Mărie, ce dimineața? Că vede ei dimineața videoclipul, e cu totul altceva. Eu spun să aibă o seară frumoasă, minunată și să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate și fericire. Că dacă aveți sănătate, aveți și fericire. La revedere! Mănâncă. Mm-hmm.